Salutare, toată lumea! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Eu sunt Vlad și în acest episod o să ne jucăm Glory of Generals 3. O să ne jucăm primul capitol, 1939 Western Front. O să facem prima misiune, Blitzkrieg. Trebuie să ocupăm 3 key area-uri, 3 zone cheie. Trebuie să ocupăm Gdansk până în runda 5-a, să-l omorâm pe Julius până în runda 6-a, să-l bătem pe Julius și să-l bătem pe Schmigli până în runda 10-a. Ok? Deci, da. Haide să vedem care-i treaba. Bun, deci, Yirmil's lines of defense is not strong. Quickly open up the Polish corridor and advance towards Warsaw. Ok? Deci avem Poznanul care o să fie luat de Guderian și de ăștia de aici. Ruștele o să atace aici. Noi atacăm Gdanskul împreună cu Bok, probabil. Dacă nu înșel, Bok atacă și Gdanskul. Dar voi ne ducem toate trupele către orașul ăsta. Deci, 14 runde. Hai să vedem care trebuie. Bun. Aia de acolo. Punem un Panther. Manstein Pantera. Așa te vreau, Manstein. Ok, perfect. Transport trup și Bok. E bun Bok. Aici merse pe cine mai pot spun. Și un Shiri, cred. Doar artilerie aici. Da, cred că merge. Yoshida e ok și moderare 2 stele pe tank. Nu, o să-l pun la pe infanterie. Pe care-i întrebarea? Hai pe asta că e mai aproape. Nu-i pun momentan nimic, aștept să pot să-i pun. Oh, da, pe asta. Hai că aici pun un asalt trup. Asta. Ok, hai să vedem Guderian care treaba ce faci. Aoleu, i-a dat ceva lui săracul model. I-au dat să zac, okay, uite pe Julius. Ești mort, Julius. N-ai șanse să supraviețuiești. N-ai șanse să supraviețuiești în fața lui Erich von Manstein. E prea bun, Manstein, e prea bun. Ok? Să știi asta. E prea bun, Manstein, n-ai ce să-i faci. Așa că, resemnează-te. Că nu poți. Bă! Eu m-am bătut pentru Poznan și acum mi le-au furat ei. Urât din partea lor. Urât. Stat atât să mă bat pentru Poznan. Da, adică foarte mult am stat. Foarte mult. Foarte, foarte mult. I don't have enough time to capture you. Drop your weapons and get off the road. Da, m-am luptat foarte mult pentru Gdansk. Am zis cumva pentru Poznan mai devreme. Oricum, pentru Gdansk m-am luptat foarte mult pentru el. Două runde, o grămadă. Și în a treia l-au furat hoții. N-au pic de rușine. Cred că suntem prieteni, dar nu m-au păcălit tot timpul ăsta. Cred că mi-au furat și aeroportul. În fericire mea. Ok, uite-l pe Schmigli acolo. Nu o să supraviețuiești mult, Schmigli. Mua, ha, 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 sunt malefic. Gen. Evident că nu pot să iau Gdanskul. Na, dacă sunteți hoți, sunt și eu hoți. Tot iau și mai bine. În camp plus 4 la oraș și în camp plus 2 la aport, deci, da, norocoși.
pic de rușine, n-am un pic de rușine. Așa, hai să-l bătem repede pe Șmigli. Să-i dăm să nu mai știe pe ce plantă trește. Nu are dreptul să știe pe ce plantă trește, e interzis. Și am jucat hoștilor, eh? Aia că vreau și eu de-astea, de-ale voastre. Eu sunt un hoț. Hai să-i dăm una lui Șmigli, să-l bătem. Ușor. Oh, Firul, n-a murit! Nu cred. Haide, hoților! Mai sunteți hoți? The Western line of defense has collapsed. Now we can only defend Warsaw, waiting for the British and French reinforcements to attack Germany. Numai! Că ai murit! Mua-ha-ha! Ok. Și a fost victorie. Am câștigat. Bun. Deci n-am făcut Blitzkrieg. Episod mai scurt, alea. Păi să facem Battle of Warsaw, Kate's White și restul. Ei, da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pe butonul de like, subscribe, din alea, și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!